Non vedi mai figli basketballisti. Nu știu, m-am gândit ceva în PR, în advertising, să fac reclame, să vorbesc cu oameni. Eu sunt persoana care vorbește foarte mult, deci m-am și axat pe chestia asta. Copiii au avut libertatea de a-i chestiona pe jucătorii pe care până acum i-au văzut doar pe terenul de basket. La vârsta asta e totul cum simți, așa te expui și este foarte frumos și foarte o recompensă pentru noi ca sportivi că putem să influențăm atâția tineri. La capitolul cunoștințe basketbalistice, copiii au demonstrat că merită calificativul excelent. Ce jucători au venit astăzi aici? Păi, au venit Filip Adamovic, Kendall Dykes, Tudor Jucan, Ivan Zegheranovic și a fost o chestie minunată pentru că această experiență cu basketbaliștii nu o să se uite niciodată. Kendall Dykes, Filip Adamovic, Baciu, Terek, Todic, Gotoaia. Tabletele, laptopurile sau telefoanele au fost date uitării pentru câteva ore, iar elevii au jucat basket în curtea școlii. Rămân cu amintiri de neuitat, 50 de ore de sport făcute foarte bine, nu fac cât o amintire din asta de jumătate de oră cu o echipă mare de sportivă. Copiii nu vor uita.